Ei, și acum pot să-l prezint următorul nostru invitat. Este vorba despre Sandu Scobioală, jurnalist, ca să-l prezint așa oficial, și cel care organizează, alături de fratele lui, dacă zic bine, corect, campionatul național de vinuri. Sandu, bine ai revenit la noi. Bine ai revenit la Moldova 1. Bine te-am găsit, bine v-am regăsit. Mă bucur foarte mult să fiu din nou aici în platoul de la Moldova 1. După cum spuneam și noi acum mai devreme, vreo 8 ani distanță. Da. Cam de atunci am plecat de aici. Da. Sandu a prezentat Bună dimineața, preț de cât? Un an, 2 luni și 3 zile. E da. Da. Așa de exact? Da. Dar știi, Sandu, mie mi se pare că tu ai prezentat mult mai mult. Nu, atât a fost. Un an, 2 luni și 3 zile. Mamă, nu da, s-au schimbat foarte multe lucruri atunci în acel un an. Adică am trecut prin vreo 2 studiouri, 2 coprezentatoare. A fost o experiență, da, foarte bogată atunci. Îmi pare bine că ai revenit. Și eu mă bucur foarte mult. Și mi-aduc aminte de fiecare dată. Așa. Foarte mare plăcere de acea experiență și amintirile de atunci. Dar uite cum e viața și cum se aranjează lucrurile. Astăzi noi vorbim cu Sandu despre acest proiect, da, pe care tu, alături de Arcadie, fratele, corect, tău, l-ați, da, pus la cale. Deci, uh-huh, un campionat național de vinuri. Și mi se pare foarte fain că este vorba despre un campionat dedicat nu specialiștilor din domeniu și vinificatorilor și somelierilor, dar dedicat oamenilor simpli. Fix în ideea asta și a fost generat întregul proiect, special pentru oamenii simpli, special pentru consumatorii de rând, pentru cei care până la urmă vin în fața raftului și își pun întrebarea: dar ce, vin ce, cumpăr, da, ce vin cumpăr astăzi? Ce vin cumpăr la ziua de naștere la care merg sau la orice altă sărbătoare? Și din aceste considerente am zis că hai să facem noi un campionat unde vin oamenii, degustă în orb fel de fel de vinuri. La fiecare ediție avem un soi anumit. Cumva pe parcursul anului campionatul e împărțit în două părți, vară, primăvară și toamnă-iarnă. Uh-huh. În primăvară-vară se fac degustări de vinuri albe și rozeuri. Ca ulterior, cam în această perioadă, în perioada de toamnă, să încercăm soiurile roșii. Și acum suntem la cea de-a 17-a ediție deja. Wow! Adică avem un pic de experiență. Dar de fiecare dată și la absolut orice ediție e cu foarte multe emoții. Încercăm să creștem, credem că totuși am reușit să creștem un pic în cele 17 ediții și ne bucurăm foarte mult că avem oamenii noștri dragi care sunt fideli nouă deja de o bună parte de timp și tot vin la campionatele noastre și ne ajută să alegem cele mai bune vinuri. Și Sandu, explică-ne mai concret ce, da, se întâmplă. Foarte cum se simplu. Deci vin oamenii la degustare. Așa. E o degustare în orb. Lucru care se întâmplă la degustarea Norb este că aici oamenii au posibilitatea să deguste, deci, minimum 10 vinuri. Ultima dată am avut un record de vinuri înregistrate în campionat, au fost 17 vinuri, a fost la soier Merlot și nu cred că un om simplu ar avea posibilitatea să deguste 17 Merlot-uri într-o singură seară. Deci, ca să fie iarăși clar, degustăm vinurile. Adică mergem pe la fiecare vin, oamenii nu știu ce vin consumă. Cel puțin nu sunt influențați de sticlă, etichetă, brand, habar nu au de unde este acel vin, se conduc doar după papilele lor gustative și experiența care poate o au în degustarea vinurilor. Au mers la vinul cu numărul 1, li s-a turnat un pic de vin, un pic, pentru că reamintim, degustăm vinul, vedem la arome, culoare și gust. După care avem un formular prin telefon. La fiecare masă avem un QR cod, oamenii scanează acel QR cod cu telefonul și au o fișă unde își pun nota lor. De exemplu, vinul cu numărul 1 mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut atât aroma, cât și gustul, cât și culoarea. O să-i dau nota 10 pentru că toate astea erau foarte bine armonizate în ele, între ele. Dacă nu mi-a plăcut, nu știu, aroma la fel de mult sau nu mi-a plăcut gustul sau postgustul, scad un pic din note, îi dau nota 7, îi dau nota 6 și așa mergând la toate cele 11-12 vinuri care sunt în concurs. La final, toate aceste note sunt centralizate, noi facem media și alegem cele mai bune vinuri potrivit notelor lor și le premiem pe cele câștigătoare. Și la final oferim și un trofeu. Trofeul merge la vinul care a acumulat cea mai mare notă din partea publicului. Publicul este important, factorul cumva, este factorul decisiv, important, da, factorul decisiv. Și, desigur, la final facem și dezvăluirea vinurilor, până la urmă le spunem ce vinuri au consumat oamenii, ca să știe ulterior, după cum spuneam și mai devreme, atunci când merg la raft
și își pun întrebarea ce vin să cumpăr astăzi, să știe că dacă vreau un Merlot, de exemplu, îl iau pe cel care a câștigat la Marea Degustare de Merlot. Așa. Mai nou, ziceai și de specialiști, din această vară, nu știu, de vreo 7-8 ediții deja, avem și o comisie de specialitate. Adică pe lângă cei 100 de oameni care vin noi, mă rog, în jur de 100 de oameni care vin la degustare, avem și o comisie formată din 10 persoane. Aici sunt somelier, degustatori profesioniști, vinificatori, în general, oameni din lumea vinului care știu cumva și sunt în această industrie și știu cum se face vinul și la ce ar trebui să atragă atenție atunci când consumă un vin, care la fel au un alt chestionar aparte, votează și acele vinuri care le plac lor cel mai mult. Și oferim și diplome din partea Comisiei de Specialitate. Marea noastră bucurie este că chiar de la primele ediții, de când am introdus Comisia de Specialitate, locurile de frunte erau ocupate cam de aceleași vinării. Ceea ce înseamnă că, încetul cu încetul, consumatorul nostru devine din ce în ce mai educat în consumul de vinuri și ne bucură foarte mult acest lucru, pentru că e inclusiv un obiectiv pe care încercăm noi să-l atingem prin aceste ediții de campionat național de vinuri. Și, evident, unele, câteodată, nu știu, de exemplu, vinul care a luat locul 3 la Comisia de Specialitate s-ar putea să ia locul 1 la public sau invers. Dar cert este că favoritele, mostrele favorite, sunt cam pe acolo, da, cam pe aceeași lungime de undă, sunt și consumatorii, cât și specialiștii, să le zicem așa. Mm-hmm. Da, da, scuze să... Nu că eu pot să vorbesc mult. Da, eu știi ce vreau să te întreb. Oamenii care vin și participă, mm-hmm, sunt totuși... Bănuiesc că sunt și mulți prieteni de-ai tăi, adică chiar sunt oameni care n-au nicio idee, n-au habar de vinuri și n-au nicio... Iarăși, acum e greu să zic că n-au habar de vinuri dacă au fost la toate celelalte 17 ediții, știi? Da. Adică au habar deja. Drept. Adică au început să aibă habar. Dar chiar și așa, sunt oameni care vin, pentru prima dată, se întâmplă, sunt asemenea situații, dar îți dai seama că nu le iau un CV la intrare să-mi spună dacă știu și dacă au mai fost la degustări. Mm-hmm. Dar cert este că se simt bine. Acolo avem gustări pentru vinuri, că îți dai seama dacă îți vreo 17 vinuri, mai trebuie să pui o bucată de pâine în gură, știi? Adică să mai faci o mică degustare de ce mai avem noi pe acolo. Și pe lângă asta avem muzică live, se cântă, e o atmosferă frumoasă. E, în mare parte, evenimentele astea au loc în zile de joi. Zilele de joi sunt grele, da, după cum sunt ai spus grele. Și tu. Și noi încercăm să încheiem seara așa foarte degajat, relaxant, astfel încât să intrăm ușor, ușor în weekend pe o notă tare pozitivă. Sandu, dar zi-mi un pic, cum ai ajuns tu cu Arcadie, cu fratele tău, anume la ideea asta? Noi de ceva timp în urmă aveam în cap să facem ceva legat de vinuri. Ne place vinul. Uh-huh. Am făcut și o școală de somelier. Arcadie cumva e mai profesionist în acest sens, pentru că el a mai trecut câteva cursuri mai aprofundate. Eu sunt cu o școală de somelier, cu o diplomă, dar, mă rog, ok, adică cunosc lucruri, nu sunt profesionist, dar nu sunt expert deloc aici. Cunosc anumite lucruri, exact, adică ca să pot să fac acest, sau ca să putem să facem acest campionat și să știu și eu anumite noțiuni și definiții despre vinuri. Și ulterior, încetul cu încetul, în viață, trebuie să faci ceea ce îți place. Da. Și nu ne place vinul. Și am zis că hai să ne concentrăm în jurul acestei pasiuni pe care o avem noi și să încercăm să dezvoltăm ceva. Pentru că industria vinului e extraordinară. În Republica Moldova, în ultimii ani, se dezvoltă cu pași rapizi. Și noi, cât uși de puțin, dacă putem să punem cotul sau umărul la această dezvoltare, am zis de ce nu și suntem tare bucuroși să facem. Și da, ne bucurăm că am avut și oaspeți și de la Oficiul Național al Viei și Vinului, care au apreciat aceste ediții de campionat pe care le facem noi și sperăm să aibă continuitate, sperăm să vină oamenii să aprecieze și mai departe vinurile pe care le consumă, ca ulterior noi să le avem pe cele mai bune. Când e următoarea ediție? E joia viitoare, fix peste o săptămână, e Marea Degustare de Cabernet Sauvignon, la fel un soi roșu, e regele soiurilor roșii cumva.
și sperăm să avem la fel suficient de multe vineri. Dar un detaliu foarte important, că ziceam că avem 17 ediții deja, anul ăsta vreo 10, cred. Am încercat ca toate vinurile astea care au luat locurile de frunte să le punem într-un ghid. Ghidul celor mai bune vinuri din Republica Moldova. Deci toate vinurile ce s-au clasat pe locurile 1, 2 și 3, atât din partea publicului cât și din partea comisiei, le-am aranjat frumos într-un ghid care este în format electronic, pentru că toți avem telefoanele astea în buzunar. Și ori de câte ori aveți necesitatea să cumpărați un vin și nu știți încă ce să luați, sau dacă le-ați încercat pe toate și aveți nevoie de alte idei, luați telefonul, căutați ghidul și de ce nu să găsiți acolo o motivație de a cumpăra alte vinuri noi pe care să le încercați atât voi sau prietenii voștri, oriunde mergeți voi, indiferent de sărbătoare. Sandu, nu mai avem timp, dar zi-mi repede unde găsim ghidul, anume? E pe site-ul nostru, vinodor.md. Și pe Facebook, pe Sandu Scobioală, îl găsiți? Da, și pe Facebook ne găsiți sau pe fratele meu, în principiu, da, vedeți acolo și detalii despre următoarele evenimente, că anul ăsta mai sunt alte 3 evenimente. Deci e Marea Degustare de Cabernet Sauvignon, după care va fi Roșu Cupaj, un Red Blend și la final, că o să fim în jurul sărbătorilor de iarnă, Crăciun, Revelion, o să facem degustare de spumant. A, minunat! Gata, vin la următoarele ediții. N-am fost niciodată. Chiar eu știam, am auzit, am văzut pe Facebook, n-am fost, dar aș vrea să ajung, așa că Sandu, mulțumim mult pentru prezență! Mersi că invitația ai venit. Invitația e aici sub mapă, deci să am luat-o. Mersi tare mult, succes. Mulțumim frumos. Și te mai așteptăm cu mare plăcere la noi. M-am simțit extraordinar, mă bucur că mi-ai oferit posibilitatea să fiu din nou aici în platoul de la Moldova 1, alături de tine, pozitivă, zâmbitoare și așa. Și să încheiem ziua de joi bine, da? Exact. Mersi, Sandu.